Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit! Oameni buni, începem din nou activitatea taxi tot din această zonă, pentru că mi se pare o zonă mai liniștită să încep acest vlog. Așa că am montat acolo telefonul, i-am dat drumul la aplicație, văd că deja au început să curgă comenzile, dar eu am uitat să vă spun cum stau lucrurile cu această meserie. Deci, eu am fost la firmă, mi-am luat un taxi și mi-a zis câți bani trebuie să le dau lor și vreau să vă povestesc în mașină, dar după ce îmi pun cupola și aparatul de taxat. Bun, hai să începem. Eu mi-am deschis aici portbagajul. Hai să punem cupola aici sus, să începem distracția și vreau să vă spun că mulțumesc din tot sufletul pentru cei care m-au susținut și mi-au dat comentarii. Mulțumesc pentru încurajare. Avem aici și casa de marcat, să închidem portbagajul. Să sper să nu mai uit și să nu pun casa de marcat. Adică să dau drumul la casa de marcat. Că este ilegal, ilegal. Nu poți tu să să nu pornești aparatul. Pentru că este ilegal. Dar bine, fără voia mea și nu am vrut să fac așa ceva, dar vedeți cum se mai întâmplă chestii de genul ăsta. Dacă te oprea cineva, se considera că faci evaziune, evaziune fiscală. Da, așa se considera. Bă, evaziune fiscală, ce faci tu aici? E bine? Bun, deci pentru cei care sunteți noi și nu v-am explicat, regula este să aveți cupola sus pe taxi, da, acea cupolă cu taxi, când este roșu înseamnă că ești liber, pardon, când este roșu înseamnă că ești ocupat, când e verde înseamnă că ești liber. Bun, avem ecuson, avem tariful, avem la vedere, că asta trebuie să stea la vedere. Așa, avem șoseaua Pantelimon, 3 km și 300 de metri, dar mai întâi vreau să fac ceva. Pentru că, ca să-mi dau seama de câștigul meu, trebuie să mergem, avem zero gaz. Zero gaz. Mi-au zis și mie colegii și mi-au zis să merg să bag gaz, să nu mai bag benzina. Acesta este cel care ne indică câtă gaz avem în mașină. Așa că mergem, facem plinul. Vedeți și voi cât intră. Și pe urmă ieșim la muncă. Stați aproape să vedeți despre ce este vorba. Am ajuns într-o stație de gaz. Mi-a spus că aici este rezervorul pentru a băga gazul. Așa că sunt curios. Nu am nimic în interior. Aici avem butelia. În locul la roata de rezervă. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, să fac pană, trebuie să sun un prieten și să-mi aducă de acasă roata. Bun, așteptăm să băgăm gaz, facem plinul și mergem mai departe. Vedem cum stau lucrurile. Ia auziți, oameni buni, ce noroc am. Începând de astăzi s-a ieftinit gazul și e 3,81 lei aici. Volumul a intrat 45 de litri și 62 și asta e totalul cât am eu de plătit, 173 da, 81 de bani. Bun, auziți, m-am învățat și pe mine cu cum să apăs pe... E a doua zi și e prima zi când bag și eu gaz. Deci am aici un buton, vă plătesc imediat, vă rog frumos să nu vă... Așa. Deci ăsta este butonul și acum ce fac, apăs pe el sau trebuie să pornesc motorul? E doar roșu momentan, văd că a prins, dar nu va da mai mult. E mașina pornită, dacă ar fi cald, ar trebui să treacă în gaz. Hai să-l vedem.
Deci aveți full-ul. Așa, de ce full-ul? Pe plin, normal ar trebui să... Să treacă pe gaz acum, nu? Nu, eu cred că... Ori, câtă, ce temperatură are ușa? E toată multă. Ce temperatură are unde? Dar nu ți arată ăsta pe bordul ăsta, nu are temperatură. Da, deci când trece, când ajunge la o anumită temperatură... Când ajunge la automat... temperatură, acum da. Cum e pornit, el e trecut pe gaz, ăsta s-a da. Prinde și trece în gaz. Adică cel de sus, LED-ul da. De sus. Sau aha. E posibil să... Stați puțin. Nu, deci n-a trecut în gaz, e clar. Dar va trece automat singur în gaz. Da, e plină. A, licărește ăsta, îl vedeți? Da, licărește ăla, da. Ăla de acolo. Și acum s-a oprit, acum se țin gaz, nu mai licărește. Uh-huh. Deci acum s-a oprit. Înseamnă că ăsta de sus este rezerva când vă anunță, e, o să uh-huh. fie roșu ăla. Am înțeles. În momentul când licărește ăsta, se așteaptă ca motorul să ajungă la temperatură, depinde cum e regla, 40-45 de grade da. Pentru plămân. Și atunci el sare automat în gaz. Am în momentul când nu mai aveți gaz, da. A, se aprinde roșu, vă anunță nu știu ce, da. O să chiță un pic și trece în benzină singur. Am înțeles. Opriți motorul, să rămânăm. Haideți să vă achit. Da, primul client a trecut și pe gaz. M-au tot certat prietenii și mi-au zis, bă, bagă gaz, că gazul e mai ieftin decât benzina și nu mai rentează. La sfârșit, după ce termin această zi, vin și bag din nou full-ul, plinul, și atunci se vede real câți bani am făcut eu. Bun, mergem la client, sper să ajung în termen, am dat 5 minute, a trecut aproape un minut. Bun, hai să vedem ce iese. Mulțumesc din tot sufletul că mă urmăriți. Sunt aproape de piața Bucurobor, avem Colentina în față, și avem aici un fel de târg sau ce ăsta cu produse de astea de grădinărit, de sape, lopeți. Noi mergem la treaba noastră. Sper să nu întârzi. Uite, cred că pentru prima dată când o să întârzi. Am dat puțin în comandă, fără să vreau. Sper să nu fiu de data asta sancționat. I-am scris din timp doamnei care a solicitat o comandă și am spus că, din păcate, traficul este foarte, foarte aglomerat și intens și mi-a anulat comanda. Eu eram totuși în barem, dar am zis să îi spun că voi întârzia 3 minute pentru a nu fi supărată că nu am ajuns în timp. Mai bine îi spui omului direct decât să îl las să aștepte. Părerea mea, nu știu. Data asta este totul ok și sunt curios unde vom ajunge, unde va fi următoarea destinație. Și am ajuns la destinație. Hai să vedem cine ne va ocupa. Unde suntem? Clientul mi-a dat mesaj că coboară acum. Fac aici loc că am încurcat circulația. Plata, am făcut plata cash și vreau să vă spun că a fost un băiețaș super de nota 10 și vreau să-l salut pe această cale. Ba chiar vrea să mă urmărească și pe TikTok, dar și pe YouTube. Să rămână mult și jos pălăria, am primit și șpagă. Să rămână. Mergem mai departe să vedem cum stau lucrurile. Am avut probleme cu casa de marcat și din păcate a trebuit să stau să mă ocup la telefon. Se blocase, nu știu ce se întâmplase. Una peste alta am reușit și am dat de cap cu cei de la casele de marcat. Le mulțumesc din tot sufletul și continuăm activitatea. Am pierdut o grămadă de curse. Mamă, să-mi bat picioarele dacă vă mint, chiar vroiam să văd cum procedăm și cât vom câștiga astăzi. Având în vedere că am făcut și plinul la gaz, mi-arată asta aici că este full, exact cum mi-a explicat și domnul de la gaz. Și sunt curios dacă ziua de astăzi va fi rentabilă.
la sfârșitul zilei, undeva pe la ora 3, cam atunci mă retrag eu, mă duc, bag din nou gaz, full, și ce mă rămâne în buzunar și cu cei 110 lei care trebuie să-i dau la firma, sunt curios ce îmi va rămâne mie. Astăzi, mai mult ca sigur, nu îmi va rămâne absolut nimic, pentru că am stat o oră și ceva să rezolv problema asta cu casa de marcat. Mergem mai departe. O zi bună, o zi rea! Sau de unde știi? Că încă nu s-a terminat ziua. Mergem mai departe. Vom ajunge! Sper să fie un client super, super, super de nota 10. Acum vedem și sper să fie o comandă destul de bunicică. Doamne ajută! Da, deci cursa asta a fost destul de ok. M-a cam plimbat pentru că sunt zone cu sens unic. Și tot așa, clientul s-a dat jos, a zis că să-l aștept. Sper să-l așteptăm sănătos și fericiți să se întoarcă, adică sper să nu-mi iau țeapă. Nu mi-am luat până acum. Gata! A făcut cursa undeva la 38 de lei și am primit 50 de lei. Să rămână, să fie primit. Mulțumesc din tot sufletul pentru șpăguță. Mergem mai departe. Scrie aici liber și băgăm banii la safe. Știți cum v-am obișnuit. Băgăm aici torpedo, aruncăm și la sfârșit mergem, băgăm gaz și vedem cât ne-a ieșit. Plătim și planul 110 lei pe zi și dacă ne-a rămas și nouă în plus, vom vedea la sfârșit. Stați aproape, sunt curios. Voi ce ziceți? Și am mai intrat încă o comandă, să vedem unde mergem. Acum am ajuns, ajungem la destination. Avem pe domnul aici oprit, îi dăm un mic flash. Haide să vedem ce va ieși. Hai că a plecat. Nu i-am dat niciun flash. Cred că clienta e chiar în fața la foișor. Haideți că ajungem acum. Sunt curios unde va fi următoarea destinație. Iha! Oameni buni, vreau să vă spun că am dus o sacoșe de roșii, de cartofi, de nu știu unde, într-o zonă și pâine, nu știu ce mai avea acolo, mamă, mirosea pâinea aia, am venit să mă împing în ea, să-mi bat picioare și când am ajuns, mi-a dat 100 de lei a să fie primiți. Mulțumesc că din tot sufletul, Doamne ajută, sărmâna! Cred că mi-am scos beleaua cu că am stat foarte mult să rezolv cu casa de marcat, pentru că nu mergea. Dădeam start și nu pleca, dădeam select, stop, nu pleca. Până la urmă a trebuit să vorbesc cu cei de la, exact ce v-am explicat, cu cei de la casa de marcat. Mi-a zis apasă 2 minute, 3 minute pe nu știu ce, 1 minut pe nu știu care și în sfârșit s-a resolvation, problemation. Așa că, iarăși, așteptăm, nu mai am așa mult, vreo oră și jumătate și mă voi retrage. Merg să bagați pe urmă, să vedem cât îmi va rămâne mie, ca bani. Stați aproape. Am mai intrat încă o comandă, sper să ajunge cât mai repede și să luăm numai 5 stele. Ok, m-aș bucura să fie totul ok. Am dat de clienți super de nota 10 și mă bucur că îi iau, Doamne ajută! Să dau aici că am ajuns, iar clientul nu-mi spune. O fi domnii? Deci am ajuns, comanda a făcut 17,55 lei, am primit 20 de lei. Să rămână! Mulțumesc mult! Doamne ajută! Mergem mai departe, dăm aici finalizare. Așa. Și băgăm bani, cum am obișnuit. Uite, dăm Toma. Da, până să dau eu. Așa. Stăm aici. Era bună comanda. Aproape, cred. Așa. Și ce mai intră? Unde mai intră? Cred că am făcut ceva astăzi. Bine, cu șpaga aia imensă. Dar am dus cartofi, ceapă, pâine și usturoi, nu știu ce. Mulțumesc, Doamnei. Da, să mai fie așa ceva. Tot să fie.
Și am mai intrat încă o comandă. Sunt curios unde va fi următoarea destinație. Sunt curios. Stați aproape să vedeți despre ce este vorba. Mai avem foarte puțin, 50 de metri spune aparatul, și vom ajunge la client. Uite clientul. Bun, 14 lei și 93 de bani a făcut această cursă, iar doamna gingașă mi-a lăsat 5 lei aproape și pagă, 5 lei și ceva aproape și pagă. Mulțumesc din tot sufletul, o drăguță, mulțumesc pentru și pagă. Mergem mai departe, dăm aici finalizare, da, și cred că încurc pe cineva. Hai să dăm puțin mai în față. Gata, punem banii la safe. Mamă, sunt noi nouți ăștia. Scrie aici liber. Ne facem treaba, așteptăm clienți. Și am mai luat încă o comandă. I-am dat 7 minute, credeam că o să întârzi, nu mai am foarte mult, încă vreo 600 de metri și ajung. Haideți să vă arăt și vouă fântânile de aici. Nu știu dacă le știți majoritatea. În fața Casa Poporului. Da, și fântânile astea de aici. Super mega tare. Mamă, ce trec minutele și secundele. Oameni buni, am ajuns la aeroport, a făcut 61 de lei până aici și vreau să vă spun că mi-a dat 65 de lei. Mulțumesc pentru șpăguță. Mergem mai departe. Să vedem cum rezolvăm să ieșim de aici. Vă spun că este super frumos afară. Dă puțin să plouă, s-a întunecat. Dar bine, un pic de haz, de necaz. Dar știți foarte bine că la taximetrie, dacă afară plouă, sunt mai mulți clienți. Așa că uitați, mașina asta îmi place foarte mult, asta neagră de aici. Mergem împreună cu ea spre destinație. Sper să fie, să, dacă mai intră o comandă, mai dau în ea. Dacă nu, se va opri această zi de taxi exact acolo unde mă opresc eu și spun că am ajuns la capăt de linie. Așa că o să mergem să facem plinul la gaz. Pentru că de data asta trebuie să știm cu exactitate ce înseamnă să practici această meserie. Dacă merită, dacă este rentabil să facem plinul la gaz, vedem cât am băgat la gaz, vedem câți bani am făcut. M-am cam scos un pic pe ziua de astăzi. Uite, hai să dau un comandă asta. Dau 5 minute, a luat altcineva comandă, n-am avut ce să-i fac. Așa, nu știu dacă mai dau. Hai, nu se mai dau. Nu mai dau, gata. Eu am vrut să merg, să dau. Mergem spre destination și gata. Vedem ce ne mai rezervă această zi. Vedem dacă am făcut bani, dacă rentează și, bineînțeles, dacă mai mergem să ne mai plimbăm. Deja Bucureștiul se aglomerează, ia auziți, se intensifică și nervii șoferilor. Eu i-am dat aici să ajung acasă. Bun, mergem mai departe. Și se pare că nu mergem acasă, mergem, am mai luat încă o comandă. Sper să mă încadrez și să ajung cât mai repede la destinație. Super mega tare. Să vedem cum vor sta lucrurile astăzi. Facem bani mulți. Gata, oameni buni, am făcut cursa 13 lei și am primit 25 de lei. Mulțumesc din tot sufletul pentru bunătate. Să rămână. Uite, mai avem comenzi aici. Luigi, hai să dăm în asta de aici și dăm cât mai mult. Până m-am gândit eu, ia să vedem, mai dăm încă una, îi dăm tot 6 minute, punem banii la safe
și să vedem dacă am dat cursa. Uite că mi-a dat și cursa. Mergem mai departe, să vedem ce va ieși, unde voi merge, unde va fi următoarea destinație. Poți să dai tu 7 minute într-o cursă, dacă e trafic ca ăsta, n-ai cum să ajungi nici într-un sfert de oră, așa că cred că îmi voi lua penalizare. N-am unde să mă duc, pot să fac eu ce vreau eu, dar poate clientul va înțelege și nu va anula această cursă, pentru că este destul de greu, cred că secundele astea, minutele astea, să-ți mai vină vreo mașină. Așa, clientul mă vede pe GPS unde sunt și vede că mă deplasez cu încetinitor. Dar noi mergem la comandă. Ia uitați ce este aici. Trafic intens, raportat în față. Da. Ce să zicem? Mergem mai departe, sper să nu anuleze clientul comanda. Ia uitați, deja hap. Ia să vedem ce îmi va zice clientul. Mai îmi spune clientul ceva? N-am ce să fac. Vede că sunt strâns aici. Cred că o să-mi anuleze comanda, cred. Sunt curios. Haideți să vedem împreună dacă așa este. Eu am dat crezând că rezolv, dar n-am ce să zic. Banc, am pe minus. Minus, s-a dus pe minus. N-am ce să fac. Sunt curios dacă clientul... anulează. Vedem acum dacă clientul anulează. Eu mă duc cât pot de repede. Și în partea cealaltă. Ce este bară la bară? Dar nu știu dacă se vede. Oameni buni, a făcut aparatul undeva la 21 de lei și mi-a lăsat, am aici 50, am dat restul. Mi-a lăsat 25 de lei. Îi mulțumesc că mi-a lăsat. A plătit 25 de lei taxiul. Mulțumesc pentru șpăguță. Mergem spre casă, ne retragem. Acum gata. Nu mai avem... Scrie aici ieșire. Suntem în veranda, dacă n-am spus. Hai să spunem că am dat și finalizare. Gata. Plata cash. Deja mai mi-au intrat comenzi aici, dar nu mai. Mă retrag spre casă. Pe aici ieșire. Mă retrag spre casă. Știți ce o să fac acum? O să merg să bag gaz, să vedem de cât a intrat, ca să facem cu exactitate cât am câștigat pe ziua de astăzi. Repet, m-a ridicat foarte mult suta aceea, cu cartofi, cu ceapă, cu pâine de-aia care mirosea, cu toate cele. Așa, și și da, merge spre casă, sau cum se zice, la sfârșit de tură. Oameni buni, am mai luat încă o cursă, dar să știți că pe lângă asta am mai luat încă o cursă. Și n-am mai putut să mai aprind camera, așa că ne-am decalat un pic cu cursele. Un băiețaș super de nota 10, cel care l-am lăsat acum, vis-a-vis de circ, pe Ștefan cel Mare l-am lăsat. Cursa a făcut 7 lei, mi-a dat 20 de lei. Mulțumesc din tot sufletul. Mergem la următoarea. Oameni buni, am ajuns în militari. A făcut cursa 31 de lei, mi-a dat 35, 4 lei șpagă. Îi mulțumesc din tot sufletul, doamnei, nu mai pot să mai merg mai departe, sunt foarte obosit și
mai pot. Dar abia aștept să ajung acasă. In 500 meters, use any lane to continue straight on Dock Road Independence. Așa că dacă mai vine vreo comandă, nu mai mă ispitește. Gata, s-a terminat. Mergem, facem plinul la gaz și pe urmă... Ia uitați cum intră, nu mai dau. S-a terminat! Ia uite ce avem în față. Sunt foarte obosit. Gata, oameni buni, am ajuns să băgăm gaz ca să facem socoteala cât am făcut pe ziua de astăzi. Așa, bang. Haideți să vedem cât intră. Îmi sună asta. Așa. Așa. Hai să vedem cât intră, să trăiți cu respect. Să văd... Avem litri aici, prețul sus. Gazul 3,81 lei. Să vedem cât am consumat noi și ce am muncit. Vedeți toaleta aici? Mulțumesc frumos! Deci 63 de lei. 63 de lei. Mergem, scoatem și Z-ul și pe urmă facem calcul. Haideți să vă plătesc. Gata, oameni buni, am ajuns să scoatem și raportul Z. Deci avem așa select, dăm aici select. Așteaptă. Da, mai trebuia să mai fac niște pași. Ce mai... În fine, hai să vedem, mai am de așteptat aici. $210 Atât am. 210 lei, dintre care din 210 lei 63 de lei. Hai să socotim. Am băgat gaz. Deci 63 de lei gazul plus 110 lei. Așa. Deci 173 de lei. Deci eu cum ar veni, am suta aia care am luat-o, mi-a prins bine. Da. Suta aia mi-a prins bine. Acum eu vorbesc și cu tine și cu abonații mei. Dar dacă te-ai băgat în o discuție, tot este ok. Bun, hai să numărăm banii. Și să vedem, am făcut și șpagă. Deci, suta. Doamne ajută, îi mulțumesc din tot sufletul pentru o traistă de roșii, castraveți, pâinea care mirosa cel mai bine și foarte frumos. Așa am venit să mă înfig în ea. Și ăștia sunt banii, cu tot cu șpagă. Deci, dăm deoparte, hai să vedem, 173 de lei. 173 cu suta asta aș pagă să pune să mai pune și asta? Hai. Să pune. Să pune? Da. Bun, deci atunci am 200 250 260 270 280 290 300 310 300
20, 330. 330 minus 170. Egal. Deci mie mi-a rămas 160 de lei pe ziua de astăzi. 160 de lei. Bă, sincer să fiu, astăzi am cam muncit. Mi se pare mult, dacă nu m-a ajutat și, cum să zice, și doamna aceea, câștigam doar 60 de lei. Mi se pare extraordinar de mult. În fine, vă mulțumesc că mă urmăriți. O zi cât mai frumoasă. Vă iubesc. Ceau!